Cartea întâi. 1. O petrecere mult așteptată. Când domnul Bilbo Baggins din Fundătura a anunțat că în curând își va celebra a 111-a zi de naștere cu o petrecere de o măreție nemai întâlnită, s-au stârnit multe discuții și mare agitație în Hobbiton. Bilbo era foarte bogat și foarte aparte. Și fusese minunea ținutului timp de 60 de ani, de la acea extraordinară dispariție și neașteptată întoarcere a lui. Bogățiile pe care le adusese cu sine din călătorie deveniseră de acum o legendă a locului și toată lumea credea, indiferent ce spuneau cei bătrâni, că la Fundătura măgura era brăzdată de tuneluri burdușite de comori. Ca și când atât n-ar fi fost îndeajuns pentru a-i aduce faima, de mirare era și îndelungata lui vigoare. Timpul măcina totul. Dar, după câte se părea, nu același lucru făcea cu domnul Baggins. La 90 de ani arătase la fel ca la 50. La 99 de ani, lumea începuse să zică despre el că se ținea bine. Dar, mai exact, ar fi fost să spună că era neschimbat. Se găseau și dintre aceia care clătinau din cap și se gândeau că prea le avea pe toate. Părea nedrept ca cineva să se bucure de chipurile, tinerețe veșnică și în același timp de o avere nesecată, lucru știut de toată lumea. Odată și odată tot va plăti, ziceau ei. E lucru necurat și din asta îi se va trage. Dar până acum niciun necaz nu se abătuse asupra lui și, pentru că domnul Baggins era generos cu banii lui, cei mai mulți se arătau dispuși să ierte ciudățenile și norocul. Continua să se viziteze cu rudele, bineînțeles cu excepția familiei Sackville Baggins, și avea mulți admiratori devotați printre hobiții din familiile sărace și neimportante. Dar niciun prieten apropiat, până când unii dintre verii lui mai tineri au început să crească mai mari. Cel mai în vârstă dintre aceștia și favoritul lui Bilbo era tânărul Frodo Baggins. Când Bilbo a împlinit 99 de ani, l-a adoptat pe Frodo ca moștenitor al său și l-a adus să locuiască la Fundătura. Și speranțele familiei Sackville Baggins s-au năruit în cele din urmă. Din întâmplare, Bilbo și Frodo aveau aceeași zi de naștere, 22 septembrie. Mai bine ai venit să locuiești aici, Frodo, băiete, i-a spus Bilbo într-o bună zi, și atunci o să ne putem sărbători frumos zilele de naștere împreună. La acea dată, Frodo era încă douăzecist, cum numeau hobiții acea vârstă iresponsabilă, trecută de 20 de ani, între copilărie și apropiata vârstă de 33 de ani. Și-au mai trecut 12 ani. În fiecare an, cei doi Baggins dăduseră petreceri comune foarte însuflețite la Fundătura. Dar acum toată lumea înțelesese că se punea la cale ceva foarte special și pentru acea toamnă. Bilbo avea să împlinească 11 zeci și 1, adică 111. O cifră destul de ciudată și o vârstă foarte respectabilă pentru un hobbit. Bătrânul Tuk însuși nu ajunsese decât până la 130, iar Frodo împlinea 33. 33, o cifră importantă, vârsta maturizării sale. Gurile nu mai tăceau o clipă în Hobbiton și lângă ape și vestea evenimentului ce se apropia se răspândise în întregul comitat. Trecutul și personalitatea domnului Bilbo Baggins deveniseră încă o dată subiectul principal al conversațiilor și bătrânii s-au pomenit deodată că erau rugați să-și depene amintirile. Niciunul nu avea un public mai atent ca bătrânul Ham Gamgee, cunoscut îndeopște ca Unchiașul. Locul unde își depăna el amintirile se numea La Iedera, un han mic pe drumul spre localitatea lângă ape, și povestea cât de cât în cunoștință de cauză, căci fusese grădinar la Fundătura timp de 40 de ani și înainte de asta îl ajutase pe bătrânul Holman la aceeași treabă. Acum că el însuși începuse să îmbătrânească și încheieturile să-i înțepenească, îndelebnicirea aceasta era îndeplinită mai mult de fiul său mai mic, Sam Gamgee. Atât tatăl cât și fiul aveau relații foarte prietenești cu Bilbo și Frodo. Locuiau chiar pe măgură, la pușcă în traistă numărul 3, imediat sub Fundătura. Un gentle hobbit. Notă. Cuvânt compus din gentle, de la gentleman și hobbit. Nota traducătorului. Tare de treabă.
Și cu darul vorbirii e, domnul Bilbo. Întotdeauna am zis asta, declară uncheșul. Și într-adevăr grăia, căci Bilbo se purta cu multă politețe față de el. Meștere îndemânatic, notă, în original ham-fast, format prin antonimie cu ham-fisted, stângaci, nota traducătorului. Așa îi se adresa și mereu îi cerea sfatul despre cum trebuia îngrijită ba una, ba alta dintre legume. În materie de rădăcinoase, mai ales cartofi, uncheașului îi mersese vestea ca fiind cel mai priceput dintre toți din împrejurimi. Știa mai multe chiar decât Bilbo însuși. Dar cum e Frodo ăsta care stă cu el? Îl întrebă bătrânul Noakes din lângă ape. După nume o fi el Baggins, dar zice-se că e un brandy buck mai mult de jumătate. Nici în ruptul capului nu pot pricepe de ce să se ducă un Baggins din Hobbiton să-și caute nevastă taman în țara iedului, unde lumea e atât de ciudată. E, nu-i de mirare că e ciudată, își dădu cu părerea tătii cu două picioare, vecinul uncheașului. Dacă locuiesc pe malul care nu trebuie al râului Viniac și chiar sub poala pădurii bătrâne, ăla e un loc rău și întunecos dacă e ceva adevăr în ce se spune. Așa e, tăticu, îi dădu dreptate uncheașul. Nu numai că aceia din neamul Brandybuck din țara iedului trăiesc în pădurea bătrână, dar sunt și un soi ciudat, așa se pare. Dar oricum ar fi, domnul Frodo e un hobbit tânăr, cum nu se poate mai de treabă. Tare mai seamănă cu domnul Bilbo și nu numai la chip, la urma urmei tatălui a fost un Baggins, un hobbit cum se cade și prea cinstit, așa a fost domnul Drogo Baggins. Nu s-a prea vorbit despre el până când a murit înnecat. Înnecat? Întrebară mai multe voci în același timp. Auziseră ei zvonuri și mai urâte decât acesta, de bună seamă, dar hobiților le plac tare mult istoriile de familie, astfel că erau dispuși să o mai audă încă o dată. Păi așa zice lumea, continuă uncheașul. Vedeți, domniile voastre, domnul Drogo, prin urmare, s-a însurat cu săraca domnișoară primula Brandybuck. Ea era verișoara primară a domnului Bilbo al nostru, după mamă, mama ei fiind cea mai mică dintre fetele bătrânului Tuc, iar domnul Drogo era vărul lui de-al doilea. Astfel, domnul Frodo este văr primar și de-al doilea cu domnia sa. Odată din partea mamei și odată din partea tatălui, cum s-ar zice, dacă mă înțelegeți. Iar domnul Drogo stătea la conac cu coniac, cu socrul său, bătrânul jupân Gorbadoc. Așa cum făcuse adesea după însurătoare, avea o mare slăbiciune pentru mâncare, iar bătrânul Gorbadoc întindea mese îmbelșugate și ieșea cu barca pe râul Viniac. Și într-o bună zi el și nevasta lui s-au înnecat, iar bietul domnul Frodo era doar un copil pe vremea aia. Am auzit că au ieșit pe râu după cină, la lumina lunii, zise bătrânul Noakes. Și barca s-a scufundat din pricină că Drogo era prea greu. Iar eu am auzit că ea l-a împins în apă și el a tras-o după sine, spuse Roșcovanu, un morar din Hobbiton. N-ar trebui să asculți la tot ce se spune, Roșcovane, îl sfătui uncheașul, care nu-l prea avea la suflet pe morar. Pricini nu sunt să mergi cu vorba despre care a împins și care a tras. Bărcile sunt destul de parșive și când stai liniștit, ca să mai fie nevoie să căutăm alte lămuriri. Oricum, domnul Frodo, că de el era vorba, a rămas orfan și abandonat. S-ar putea zice, printre toți ciudații aia din țara iedului, dar și până atunci crescuse la conacul coniac. Un loc de ochiat, locul ăla zău așa. De când se știe, jupând Gorbadoc, să tot fi avut vreo câteva sute de legături, nici mai mult, nici mai puțin, în casa aia. Domnul Bilbo nici că a făcut faptă mai bună la viața lui atunci când l-a adus pe băiat să trăiască printre sufletele cum se cade. Da, socotesc eu că a fost o lovitură tare urâtă pentru ea din neamul Sackville Baggins. Chiteau ei cor să pună mâna pe fundătura atunci când Bilbo a pornit-o în lume și dus a fost, de l-au crezut mort. Și numai ce se întoarce și le zice să-și ia tălpășița. Și de atunci tot trăiește și n-arată nici cu o zi mai bătrân, fie binecuvântat. Și pe nepusă masă scoate de unde de neunde un moștenitor. Și cu hârtie în regulă. Neamul Sackville Baggins nu o să mai calce pragul fundăturii în veci? Sau măcar așa tragem nădejde. Am auzit că ar fi niște bănișori frumoși pitiți acolo înăuntru. Se băgă în vorbă un străin. Un oaspete venit cu treburi tocmai din Michael Delving.
Din meleagul de la răsărit. Tot vârful măgurii domniilor voastre e brăzdat cu tuneluri, doldora de cufere pline cu aur și argint și juvaierii cale. Așa am auzit. Atunci ai auzit mai multe decât am eu, de unde știi, răspunse uncheașul. N-am cunoștință de juvaieri cale. Domnul Bilbo e darnic cu banii și s-ar zice că nu duce lipsă de ei. De lucrătură de tuneluri însă n-am cunoștință. L-am văzut pe domnul Bilbo când s-a întors, să tot fie 60 de ani de atunci, când încă eram un flăcăiandru. Abia intrasem ca ucenic la bătrânul Holman. Era văr cu taică meu. Dar el m-a luat la fundătura să-l ajut să-i ținem deoparte pe cei care dădeau să umble și să calce peste tot prin grădină când se făcea vânzarea. Și numai ce ne pomenim cu domnul Bilbo, că urcă măgura călare pe un ponei, cu nu știu câți zita mai saci, doldora și două cufere. Nu mă îndoiesc că erau doldora de comorile ce le strânsese pe meleaguri străine, pe unde se zice că-s munți de aur, dar nu atât cât să umple tuneluri întregi. Fiul meu, Sam, va fi știind însă mai multe despre asta. El e toată ziua bună ziua la fundătura și e nebun după povești din vremuri de demult și stă și ascultă tot ce-i povestește domnul Bilbo. Domnul Bilbo l-a învățat să scrie și să citească pe limba lui. Fără vreun gând rău să știți asta și nădăjduiesc nici să nu iasă vreun pocinog din atât. Elfi și dragoni, îi zic eu, varza și cartofii sunt mai buni pentru alde ca mine și ca tine. Nu te încurca în treburile ălora mai sus de tine. De nu vrei să te trezești cu pocinoage, de n-ai să le poți duce, zic. Și o zic și altora, adăugă el, aruncând o privire străinului și morarului. Dar cei de față nu se lăsară convinși de avertizmentul uncheașului. Legătura avuției lui Bilbo era de acum bine înfiptă în mințile hobiților celor tineri. Ehei, dar de atunci și-a tot sporit avuția, nu se lăsă morarul, dând glas părerii celor mai mulți. E dus adesea de acasă și uitați-vă numai la străinii care îi calcă pragul. Gnomi care se furișează noaptea și solomonarul ăla bătrân și rătăcitor, Gandalf și câți alții? Orice ai spune, uncheașule, dar fundătura e un loc tare ciudat și cei care locuiesc acolo sunt și mai ciudați. Și domnia ta n-ai decât să spui ce poftești despre lucruri pe care nu le știi mai bine decât te pricepi la vâslit, domnule Roșcovan, i-o întoarse uncheașul. Pornit mai abitir decât oricând împotriva morarului. Dacă asta înseamnă ciudățenie, atunci nu ne-ar strica mai multă ciudățenie din asta prin părțile noastre. Sunt unii nu prea departe de aici, care n-ar oferi nicio halbă de bere unui prieten, chiar dacă ar trăi într-o vizuină cu totul și cu totul de aur. Dar la fundătura toate lucrurile se fac așa cum se cuvine. Sam al meu zice că toată lumea o să fie invitată la petrecere și o să se împartă daruri, luați aminte, daruri la toată lumea, chiar luna asta adică. Acea lună era septembrie și mai frumoasă nici că se putea. A doua sau a treia zi s-a zvonit, mai mult ca sigur că de la Sam a toate știutorul pornise zvonul, că o să fie focuri de artificii. Mai mult chiar, artificii cum nu mai văzuseră în comitat de mai bine de un secol. Chiar așa, de la moartea bătrânului Tuc? Vremea trecea și ziua se apropia din ce în ce. Într-o seară, un car cu aspect neobișnuit, încărcat cu pachete cu aspect neobișnuit, își făcu apariția în Hobbiton și urcă opintit măgura spre fundătura. Surprinși, hobiții își țiră capetele prin ușile luminate cu lămpașe, ca să caște gura în urma lui. Carul era mânat de străini care cântau cântece ciudate, gnomi cu bărbi lungi și glugi mari. Câțiva dintre ei rămăseseră peste noapte la fundătura. La capătul celei de-a doua săptămâni a lui septembrie, o căruță străbătu satul lângă ape, venind în plină zi dinspre podul Viniac. De data asta, pe capră se afla un singur căruțaș bătrân. Purta o pălărie albastră cu țugui înalt, o mantie cenușie lungă până în pământ și o eșarfă argintie. Avea o barbă lungă și sprâncene stufoase, care ieșeau pe sub borul pălăriei. Copilandrii hobiți se luară alergând după căruță cât era hobitonul de lung și pe măgură în sus. Căruța era încărcată cu artificii, așa cum bănuiseră și ei. Ajuns în fața ușii lui Bilbo, bătrânul începu să descarce. Pachete mari de artificii de toate soiurile și formele, fiecare purtând ca inscripție un G mare roșu
și o rună elfică. Acesta era în semnul lui Gandalf negreșit, iar bătrânul era Gandalf vrăjitorul, a cărui faimă încomitat se trăgea mai ales de la priceperea sa la focuri, fumuri și lumini. Îndeletnicirea lui era mult mai anevoioasă și mai periculoasă, dar locuitorii din comitat n-aveau cunoștință de ea. Pentru ei, el nu reprezenta decât una dintre atracțiile petrecerii. De aici și agitația hobiților celor mici. „Gâ pentru grozav!" strigau ei, făcându-l pe bătrân să zâmbească. Îl cunoșteau din vedere, deși își făcea apariția în Hobbiton când și când și niciodată pentru vreme îndelungată. Însă nici prichindeii și nici unul dintre cei mai în vârstă dintre bătrâni nu văzuseră vreodată reprezentațiile lui cu focuri de artificii. Acestea ținau de trecutul legendar. Când bătrânul, ajutat de Bilbo și de câțiva gnomi, isprăvi cu descărcatul, Bilbo împărți câțiva gologani. Dar nici o rachetă luminoasă sau vreo pocnitoare nu se întrezări, spre dezamăgirea spectatorilor. „Haide, luați-o din loc!" le spuse Gandalf. „O să aveți pe săturate la timpul cuvenit!" După care dispăru împreună cu Bilbo, iar ușa se închise în urma lor. Zadarnic se uitară hobiții cei mici lung la ușă. Plecară într-un târziu, apăsați de gândul că ziua petrecerii nu va mai sosi nicicând. În fundătura, Bilbo și Gandalf ședeau la fereastra deschisă a unei camere mici care dădea spre vest, în grădină. După amiaza târziei era luminoasă și pașnică, florile străluceau roșii și galbene, gura leului, floarea soarelui și colțunași, împânzind pereții de iarbă și ițindu-se la ferestrele rotunde. „Ce viu colorată e grădina ta!" spuse Gandalf. „Da," încuvință Bilbo, „într-adevăr, mi-e foarte dragă, la fel și întreg bătrânul comitat, dar cred că am nevoie de odihnă." „Asta înseamnă că vrei să-ți duci la îndeplinire planul?" „Întocmai, m-am hotărât acum multe luni și nu m-am răzgândit." „Prea bine, n-are rost să mai vorbim despre asta. Ține-te de planul tău, de tot planul, ia aminte. Și sper să iasă bine, pentru tine și pentru noi toți." „Așa nădăjduiesc și eu. Oricum, am de gând să mă distrez joi și să fac mica mea șotie." „Mă întreb cine va râde," făcu Gandalf clătinând din cap. „Vom vedea," răspunse Bilbo. A doua zi și mai multe căruțe urcară măgura și după ele alte căruțe. Or fi fost unii care să mormăie că, adică ar fi vorba de niscai negoți local. Da, chiar în săptămâna aceea de la fundătura au început să curgă comenzile pentru tot felul de provizii, bunuri sau articole de lux ce puteau fi obținute în Hobbiton sau lângă ape sau oriunde în împrejurim. Locuitorii au început să se entuziasmeze și să taie zilele din calendar, pândindu-l nerăbdător pe poștaș, doar le-o aduce invitațiile. Nu peste multă vreme, invitațiile au început să vină cu grămada, încât oficiul poștal s-a blocat, iar acela din lângă ape s-a pomenit îngropat ca sub ninsoare, astfel că au fost chemați în ajutor poștași și voluntari. Șirul lor nu se mai isprăvea pe măgura în sus, ducând sute de variante politicoase de „mulțumesc, am să vin cu siguranță!" Pe poarta fundăturii se putea citi următorul anunț: intrarea oprită pentru toți în afara celor cu treabă la petrecere. Chiar și aceia care aveau sau pretindeau că aveau treburi legate de petrecere erau a rare ori lăsați să intre. Bilbo era ocupat. Scria invitații, bifa răspunsuri, împacheta cadouri și făcea anumite pregătiri numai de el știute. Din ziua în care a sosit Gandalf, nu s-a mai arătat la față. Trezindu-se hobiții într-o bună zi dimineața, descoperiră că pajiștea ce se întindea la sud de ușa lui Bilbo era acoperită cu frânghii și stâlpi pentru corturi și pavilioane. În malul ce ducea la drum fusese tăiată o intrare specială, cu trepte largi și o poartă mare albă. Cele trei familii de hobiți din Pushkin Traistă, care se mărginea cu pajiștea, se arătau foarte interesate de tot ce se petrecea acolo și toată lumea invidia. Bătrânul unghiaș, Gamgee, nici măcar nu se mai prefăcea că lucra în grădină. Corturile începeau să se înalțe. Unul dintre pavilioane era deosebit de mare, atât de mare încât copacul care creștea pe pajiște se găsea acum chiar în interiorul lui, înălțându-se mândru la unul din capete în dreptul mesei principale.
De crengi atârnau lampioane. Și mai promițător decât atât, după mintea hobiților, o bucătărie uriașă, în aer liber, fusese ridicată la colțul dinspre miază noapte al pajiștii. O ceată întreagă de bucătari, de la toate hanurile și ospătăriile până departe, sosiseră ca să dea o mână de ajutor gnomilor și altor neamuri ciudate găzduite la fundătura. Răbdarea tuturor era greu pusă la încercare. Apoi, vremea s-a înnorat. Asta a fost miercuri, în ajunul petrecerii, ceea ce a stârnit mare neliniște. Și în sfârșit au venit și zorile zilei de joi, 22 septembrie. Soarele a răsărit, norii au dispărut, steagurile au fost desfășurate și distracția a început. Bilbo Baggins o numea petrecere, dar în realitate era o sumedenie de distracții adunate într-una singură. Practic, toată lumea care locuia în împrejurimi fusese invitată. Foarte puțin fuseseră trecuți cu vederea din greșeală, dar nici asta n-a mai avut importanță atunci când respectivii au venit din proprie inițiativă. Fuseseră invitați mulți și din alte părți ale comitatului și erau chiar câțiva din afara hotarelor. Bilbo își întâmpina personal oaspeții și pe cei veniți neinvitați la poarta cea nou construită. Dădea cadouri tuturor, fără excepție, asta însemnând și celor care se strecurau afară printr-o ieșire doznică și intrau din nou pe la poarta din față. Hobiții împart cadouri atunci când își sărbătoresc zilele de naștere. Nu din cele scumpe, de regulă, și nu cu atâta dărnicie ca acum. Obiceiul însă nu era rău. De fapt, în Hobbiton și lângă ape, aproape în fiecare zi era ziua cuiva. Încât fiecare hobbit din acele părți avea șansa să primească măcar un cadou pe săptămână, dar de săturat nu se săturau niciodată. De data aceasta, cadourile erau neobișnuit de grozave. Copiii hobbiți erau atât de emoționați încât o vreme au uitat până și să mănânce. Primiseră jucării din care nu mai văzuseră nici când până atunci, toate minunate și unele neîndoios vrăjite. Multe dintre ele fuseseră într-adevăr comandate cu un an în urmă și străbătuseră tot drumul de la munte și din ținutul de jos până aici și erau făcute de gnomi. După ce fiecare oaspete a fost primit cu urări de bun venit, au urmat dansurile, muzica, jocurile și, bineînțeles, mâncarea și băutura. Trei mese oficiale fuseseră pregătite: prânzul, ceaiul și dineul sau cina. Dar prânzul și ceaiul s-au deosebit îndeopște prin faptul că toți oaspeții au șezut cu toții la mese și au mâncat la oaltă. În rest, oaspeții se strângeau în grupuri mari ca să mănânce și să bea, fără întrerupere, de la ora 11 până la 6:30, când au început focurile de artificii. De focuri a avut grijă Gandalf, nu numai că au fost aduse de el, dar tot el a fost cel care le născocise și le meșterise. Iar efectele speciale, artificiile combinate și rachetele luminoase erau lansate tot de el. Pe lângă acestea, oaspeților li s-au împărțit petarde, pocnitori, scăpărători, torțe, lumânări gnomice, fântâni elfice, roți de foc din cele făcute de spiriduși, bubuitori. Toate erau minunate. Arta lui Gandalf era tot mai desăvârșită cu trecerea anilor. Rachetele arătau ca niște stoluri scânteietoare care cântau cu glasuri dulci. Erau copaci verzi cu tulpini de fum negru. Frunzele lor se deschideau precum o primăvară întreagă, desfășurându-se într-o clipită, iar ramurile lor strălucitoare picurau flori incandescente peste hobiții uluiți, dispărând cu o aromă dulce chiar înainte să le atingă chipurile înălțate. Erau fântâni de fluturi care zburau scânteind în copaci, coloane de focuri colorate ce se înălțau și se transformau în vulturi, corăbii plutitoare sau o adevărată falangă de lebede zburătoare. O furtună roșie de tunete și fulgere cu un torent galben de ploaie. O pădure de sulițe argintii ce țâșneau brusc spre cer cu un chiot ca de armată încleștată în luptă, ca să se prăvălească apoi în apă cu un sâsâit ca de la 100 de șerpi clocotiți. Și la urmă de tot, încă o surpriză în onoarea lui Bilbo,
care îi năuci pe hobiți nemăsurat de mult, ceea ce și urmărise Gandalf. Luminile se stinseră, un fum mare se înălță, luă forma unui munte zărit în depărtare și începu să se înroșească spre soare răsare. Prinse se scui pe limbi de foc verzi și purpurii, din el își luă zborul un dragon roșu-auriu, nu de mărime naturală, dar semănând cu un dragon adevărat. Dintre fălcile lui țâșneau focuri, ochii lui scăpărau în jos, se auzi un răget, iar dragonul se roti de 3 ori peste capetele mulțimii. Toți se aplecară ferindu-se, unii chiar căzură cu fețele la pământ. Dragonul trecu ca un fulger, făcu o tumbă și se dezintegră deasupra satului lângă ape cu explozia surzitoare. Acesta e semnalul pentru cină, răsună vocea lui Bilbo. Suferința și spaima se risipiră ca prin minune și hobiții, prosternați, săriră în picioare. Fiecare primi o cină minunată, fiecare, adică fără cei invitați la un dineu special în familie. Acesta fusese pregătit în pavilionul cel mare cu copacul. Invitațiile fuseseră limitate la 12 duzini, un număr căruia hobiții îi mai spuneau și un gros, adică cuvântul nu era considerat ca fiind cel mai nimerit când era vorba de persoane. Iar oaspeții fuseseră aleși din toate familiile înrudite cu Bilbo și Frodo, alături de care se mai numărau și câțiva prieteni deosebiți, nerudiți, cum era Gandalf. Mulți hobiți tineri participau și ei, cu îngăduința părintească, pentru că hobiții se arătau îngăduitori cu copiii când era vorba de stat până târziu, mai ales dacă puteau să le ofere o masă fără cheltuială. Căci, pentru a-și crește odraslele, hobiții aveau nevoie de multă mâncare. Erau mulți din familiile Baggins și Boffins și din familiile Took și Brandybuck, din neamul Grub, veniseră tot soiul, rude de ale bunicii lui Bilbo Baggins și din ramura Chub, înrudită cu bunicul Took, și câțiva Burrows și Bulger, și Brace Girdle, și Brockhouse, și Goodbody, și Hornblower, și Proudfoot, aleși pe sprânceană. Unii dintre aceștia erau înrudiți de departe cu Bilbo, iar câțiva aproape că nu fuseseră niciodată în Hobbiton, căci trăiau în colțuri îndepărtate ale comitatului. Nu fuseseră uitați nici cei din familia Sackville Baggins. Erau acolo și Otto și soția lui, Lobelia. Nu le aveau la inimă pe Bilbo, iar pe Frodo îl detestau, dar invitația arătase atât de magnific, scrisă în cerneală de aur, încât le-ar fi fost cu neputință să o refuze. Pe lângă asta, vărul Bilbo era renumit pentru talentele lui culinare, astfel că mesele lui se bucurau de o reputație bine meritată. Toți cei 144 de oaspeți se așteptau la un ospăț plăcut, deși se cam temeau de discursul ce urma să-l țină gazda lor după dineu, un punct inevitabil în program. Era știut că avea să-și împăneze cuvântarea cu frânturi din ceea ce el numea poezie. Și uneori, după un pahar sau două, începea să pomenească de aventurile absurde ale călătoriei lui misterioase. Oaspeții n-au fost dezamăgiți. Ospățul a fost foarte plăcut, de fapt o seară captivantă, de-a dreptul. Bogată, abundentă, variată și prelungită. După ospăț sau cam pe atunci veni rândul discursului. Majoritatea comesenilor erau acum totuși într-o dispoziție îngăduitoare, în acea stare minunată pe care ei o numeau umplerea colțurilor. Își sorbeau băuturile favorite, ciuguleau din trufandalele favorite, dăduseră uitării toate temerile, erau pregătiți să asculte orice, să se veselească la fiecare sfârșit de frază. Dragii mei prieteni, începu Bilbo ridicându-se în picioare. Iauzi, 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 strigară ei repetând exclamația în cor și părând să nu dorească să dea ascultare propriului lor îndemn. Bilbo își părăsi locul, se apropie de un scaun de sub un copac luminat și se urcă pe el. Lumina lampioanelor cădea pe fața lui radioasă. Nasturii de aur străluceau pe jiletca de mătase brodată. Toți îl vedeau stând cocoțat acolo și fluturând o mână în aer, pe cealaltă ținând-o în buzunarul pantalonilor. Dragii mei Baggins și Boffin, reluă el, și dragii mei Tuxi, Brandybuck, Grub,
Chubby, Burrow, Hornblower, Bulger, Bracegirdler, Brockhauser și Proudfooter. Proudfoot. Notă. Cuvântul foot are plural neregulat, feet, spre deosebire de celelalte plurale din limba engleză terminate în S. În textul original, Proudfoot s-ar traduce prin labă mândră, nota traducătorului. Strigă un hobbit mai bătrân din fundul pavilionului. Numele lui, bineînțeles, era Proudfoot și pe bună dreptate, căci labele picioarelor lui erau mari, deosebit de păroase și amândouă se aflau pe masă. Proudfooter, repetă Bilbo, de asemenea, prea bunii mei Sackville Baggins, cărora vă urez bun venit în sfârșit la fundătura. Astăzi este a 111-a mea zi de naștere. Azi împlinesc 111 ani. Ura! Ura! La mulți ani! Strigară oaspeții și bătură voioși în tăbliile meselor. Bilbo se descurca minunat. Lor, asemenea, vorbele plăceau. Erau scurte și la obiect. Sper că vă distrați cu toții la fel de bine ca și mine. Urale asurzitoare. Strigăte de da și nu. Vacarm de trompete și corni, de cimpoaie și flaute și alte instrumente muzicale. După cum am mai spus, erau prezenți mulți hobbiți tineri. Se auzi o salvă de bubuituri atunci când sute de pocnitori muzicale, cu surprize, fuseseră deschise. Majoritatea purteau în semnul ținutul de jos, ceea ce nu spunea mare lucru celor mai mulți dintre hobbiți, dar toți consimțiră că pocnitorile surprize erau minunate. Conțineau instrumente muzicale mici, însă cu o lucrătură desăvârșită și sunete încântătoare. Mai mult, într-un colț, câțiva tineri, Tuck și Brandy Buck, închipuindu-și că unchiul Bilbo își încheiase discursul, căci spusese răspicat tot ce era de spus, improvizară pe loc o orchestră și începură să cânte o melodie veselă de dans. Jupânul Everard Tuck și domnișoara Meliot Brandy Buck se urcară pe masă și, ținând clopoței în mână, se apucară să danseze Inelul Laț, un dans fermecător, dar cam aprig. Bilbo însă nu isprăvise. Apucând un corn de la un tinerel aflat alături, suflă în el de trei ori cu putere. Vacarmul se curmă. Nu vă voi ține mult, strigă Bilbo. Adunarea izbucni în urale. V-am chemat pe toți aici cu un anumit scop. Ceva din felul în care rostise aceste cuvinte îi făcu să tresară. Tăcerea se făcu aproape totală și unul sau doi din familia Tuck își ciuliră urechile. Mai bine zis, cu trei scopuri. Întâi și întâi să vă spun că țin la voi toți nemăsurat de mult și că 111 ani sunt prea puțini pentru a trăi în mijlocul unor hobiți atât de grozavi și de admirabili. Strigăte năucitoare de încuvințare. Pe jumătate din voi nu vă cunosc nici pe jumătate din cât aș vrea și țin la jumătate din voi numai pe jumătate pe cât ați merita. Neașteptate vorbe și cam greu de înghițit. Ici și colo aplauze răzlețe, dar cei mai mulți dintre ei încercau să se dumirească dacă să le ia sau nu ca pe un compliment. În al doilea rând, pentru a-mi sărbători ziua de naștere, urale din nou. Ar trebui să spun ziua noastră de naștere, căci este neîndoios și ziua de naștere a moștenitorului și nepotului meu, Frodo. Astăzi împlinește vârsta majoratului și intră în posesia moștenirii. Câteva aplauze de mântuială din partea celor mai în vârstă și câteva strigăte puternice de Frodo, Frodo, să trăiască domnul Frodo din partea tinerilor. Cei din familia Sackville Baggins se încruntară și se întrebară ce putea să însemne acel intră în posesia moștenirii. Împreună facem 144. V-am invitat tot pe atâția, pentru ca numărul vostru să se potrivească acestei sume remarcabile. Un gros, dacă mi-e îngăduit să folosesc această expresie. Fără urale. Ce caragios! Mulți oaspeți, și în special cei din familia Sackville Baggins, se simțeau jigniți, fiind convinși că fuseseră chemați doar ca să împlinească acel număr, ca un număr fix de produse într-un pachet. Un gros, chiar așa, vulgară expresie. De asemenea, dacă mi-e îngăduit să mă refer la istoria străveche, este aniversarea sosirii mele la Esgaroth.
traversând lacul cel lung călare pe butoi. Chiar dacă faptul că era ziua mea de naștere mi-a zburat atunci din memorie. Pe atunci nu aveam decât 51 de ani și zilele de naștere nu păreau atât de importante. Cu toate acestea, banchetul a fost minunat, deși eram tare răcit la acea dată. Îmi aduc aminte și n-am putut să spun decât atât. Mulțumesc foarte mult! Acum pot să repet același lucru mult mai corect. Mulțumesc foarte mult că ați venit la mica mea petrecere. Tăcere îndărătnică. Se temeau că acum o să urmeze neapărat un cântecel sau vreo poezioară și începeau să dea semne de plictiseală. De ce nu se putea opri din vorbit? Să-i lase să bea în sănătatea lui. Dar Bilbo nici nu recită, nici nu cântă. Câteva clipe rămase tăcut. În al treilea rând și cel din urmă, spuse el mai departe, doresc să fac un anunț. Rosti acest din urmă cuvânt atât de tare și de neașteptat, încât toți cei care mai erau în stare să se ridice în picioare o făcură. Cu părere de rău vă anunț că, deși așa cum v-am spus, 111 ani sunt prea puțini ca să-i fi petrecut în mijlocul vostru, acesta este sfârșitul. Plec. Vă părăsesc chiar acum. Adio! Coborâ de pe scaun și dispăru. O lumină orbitoare scăpără, făcându-i pe oaspeți să închidă brusc ochii. Când îi redeschiseră, Bilbo nu se zărea nicăieri. 144 de hobiți uluiți se uitau cu gurile căscate. Bătrânul Odo Proudfoot își coborâ labele de pe masă și le izbi de pământ. Se lăsă o tăcere grea, până când, după câteva răsuflări adânci, toți cei din neamurile Baggins, Boffin, Took, Brandybuck, Grub, Chub, Burrows, Boggler, Bracegirdle, Brockhouse, Goodbody, Hornblower și Proudfoot începură să vorbească toți deodată în aceeași clipă. Părerea unanimă era aceea că gluma era de prost gust, drept care trebuiau aduse și mai multă mâncare și băutură pentru a-i scoate pe musafir din starea de șoc și de iritare. E țignit! Întotdeauna am spus asta, ziceau mai mulți dintre ei. Chiar și cei din familia Took, cu câteva excepții, considerau că Bilbo avea o purtare ne la locul ei. Deocamdată majoritatea erau convinși că dispariția lui nu era nimic altceva decât o glumă proastă. Dar bătrânul Rory Brandybuck avea oarecare îndoieli. Nici vârsta și nici masa copioasă nu îi încețoșaseră rațiunea, astfel că se adresă nurorii lui, Esmeralda. E ceva necurat în povestea asta, draga mea. Eu cred că nebunul de Baggins a șters-o din nou. Bătrân prost și nebun. Dar de ce să ne facem griji? N-a luat cu el bunătățurile. Și strigă lui Frodo să mai trimită vinul și în direcția lui. Frodo era singurul dintre cei prezenți care nu spusese nimic. O vreme șezuse în tăcere lângă scaunul gol al lui Bilbo, refuzând să asculte comentariile și întrebările. Bineînțeles că îi plăcuse gluma, deși știa despre ce era vorba. Îi venise greu să-și stăpânească râsul în fața surprinderii indignate a oaspeților, dar în același timp se simțea profund tulburat. De-abia acum își dădea seama că îl iubea foarte, foarte mult pe bătrânul hobbit. Cei mai mulți musafiri continuau să mănânce, să bea și să discute despre bizarăriile lui Bilbo Baggins, cele noi și cele vechi, dar cei din familia Sackville Baggins plecaseră deja furioși. Frodo nu mai voia să aibă nimic de a face cu petrecerea. Dădu ordin să fie adus și mai mult vin. Apoi se ridică, își goli paharul în sănătatea lui Bilbo, însă fără să o spună, și se furișa afară din pavilion. Cât despre Bilbo Baggins, chiar în timp ce își rostea discursul, pipăia inelul de aur din buzunar, inelul lui vrăjit, asupra căruia păstrase taina atâția ani. Coborând de pe scaun, și l-a strecurat pe deget și din acel moment niciun hobbit nu l-a mai văzut vreodată în Hobbiton. Se întoarse iute în vizuina lui și câteva clipe se opri zâmbind să asculte la zarva din pavilion și la zvonurile de veselie ce răsunau în alte părți ale pajiștii. Apoi intră, își scoase hainele de petrecere, împături și înveli în foiță de hârtie vesta din mătase brodată și o puse bine. Se îmbrăcă în niște veșminte vechi și ponosite
iar în jurul taliei își încinse un brâu de piele, vechi și el. De acesta prinse o sabie scurtă, băgată într-o teacă de piele neagră și crăpată. Descuie un sertar ce mirosea a camfor și dinăuntru scoase o manta veche și o glugă. Fusese răținute încuiate, ca și cum ar fi fost ceva de mare preț, dar erau atât de peticite și decolorate de vreme, încât culoarea lor inițială cu greu mai putea fi dezlușită. Se prea poate să fi fost un verde închis. Erau cam prea mari pentru el. Apoi se duse în camera lui de lucru și dintr-un cufăr de fier scoase ceva învelit în niște cârpe vechi, precum și un manuscris legat în piele. Pe lângă acestea scoase și un plic voluminos. Manuscrisul și plicul le puse pe lucrurile ce aproape umpleau un sac greu pregătit dinainte. În plic strecură inelul și lanțul subțire de care era legat, apoi îl sigilă și scrise pe el numele lui Frodo. Întâi așeză plicul la vedere pe polița șemineului, dar brusc se răzgândi și îl îndesă în buzunar. În aceeași clipă, ușa se deschise și Gandalf intră repede în încăpere. "Bună," îl salută Bilbo, "mă întrebam dacă o să mai apari." "Mă bucur să te găsesc vizibil," răspunse vrăjitorul, așezându-se pe un scaun. "Voiam să te prind ca să mai schimbăm câteva vorbe." "Îmi închipui că ai sentimentul că totul s-a petrecut minunat și întocmai cum ai plănuit?" "Da, așa cred," spuse Bilbo, "deși străfulgerarea aceea a fost neașteptată. M-a speriat pe mine, dar aminte pe ceilalți. A fost mâna ta la mijloc, nu-i așa?" "Întocmai." "Ai făcut un lucru înțelept că ai păstrat taina inelului aceluia atâția ani, iar eu am considerat că era nevoie să le ofer oaspeților tăi ceva în plus, care să explice dispariția ta bruscă. Și să-mi strice mie gluma. Ești un băgăreț bătrân, te amesteci unde nu-ți fierbe oala," izbucni Bilbo în râs, "dar presupun că știi mai bine ca întotdeauna." "Știu, atunci când trebuie să știu. Dar nu prea sunt sigur de toată povestea asta. Acum s-ai isprăvit, ți-ai făcut șotia, ți-ai băgat în sperieți sau ți-ai jignit aproape toate rudele și i-ai dat întregului comitat subiect de bârfă pentru 9 zile sau mai degrabă 99. Vrei să continui?" "Da, simt că am nevoie de odihnă. O odihnă foarte lungă, așa cum ți-am mai spus. Poate o odihnă eternă. Nu cred că am să mă mai întorc. De fapt, nici n-am de gând. Am aranjat totul. Sunt bătrân, Gandalf. Nu arăt, dar încep să o simt în străfundul inimii mele. Bine conservat, chiar așa," pufni el disprețuitor. "Știi, mă simt subțire. Parcă aș fi întins, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Ca unt întins pe o felie prea mare de pâine. Și nu e bine. Am nevoie de o schimbare sau de nu știu ce." Gandalf îl scrută curios. "Așa e, nu pare să fie bine," spuse el gânditor. "Așa e, până la urmă cred că planul tău este poate cel mai bun." "Ce o fi, o fi. Eu oricum sunt hotărât. Vreau să văd din nou munții, Gandalf, munții. Și apoi să găsesc un loc unde să mă pot odihni, în liniște și pace, fără toate rubedenile astea care se tragă cu ochiul și fără șirul de musafiri afurisiți care parcă s-a târnați de clopotul de la intrare. Poate găsesc un loc unde să-mi pot isprăvi cartea. M-am gândit la o încheiere frumoasă pentru ea și a trăit mulți ani fericiți până la sfârșitul zilelor." Gandalf izbucni în râs. "Sper să o și facă, dar nimeni nu o să citească această carte, oricum s-ar sfârși." "Ba, o să o citească în anii care o să vină. Frodo a citit cât am scris până acum. N-ai să-l scap din ochi pe Frodo, bine?" "Bineînțeles, n-am să-l scap din ambii ochi, ori de câte ori voi putea să mă lipsesc de ei." "Ar veni cu mine, știi, doar dacă l-aș ruga. De fapt, s-a și oferit, chiar înainte de petrecere. Dar încă nu vrea cu adevărat să o facă. Eu îmi doresc să mă văd odată sălbăticia înainte să mor și munții. Iar el încă iubește ținutul ăsta cu pădurile și câmpurile și pâraiele lui. Ar trebui să se simtă bine aici. Îi las totul, desigur, în afară de câteva fleacuri. Îi doresc să fie fericit după ce se va obișnui să trăiască de unul singur. E timpul să-și fie propriul stăpân." "Totul?" făcu Gandalf. "Chiar și inelul? Ai accepta, nu uita." "Păi, cum să spun, da, cred că da," se bâlbâi Bilbo. "Unde e?"
Într-un plic? Dacă e atât de important să știi, pufni Bilbo iritat. Acolo pe șemineu, de fapt, nu, aici în buzunarul meu. Nu e ciudat, murmură el ca pentru sine. Și la urma urmelor, de ce nu? De ce să nu rămân aici? Gandalf îl pironi din nou pe Bilbo cu o privire dură și ochii îi luciră. Bilbo, începu el calm, eu cred că l-aș lăsa acasă. Tu nu vrei asta? Pa da! Și nu! Dacă stau și mă gândesc bine, aș zice că nu-mi place de fel să mă despart de el și nici nu înțeleg de ce ar trebui să o fac. De ce vrei să o fac? Întrebă el și vocea lui se schimbă în mod ciudat, devenind tăioasă din pricina suspiciunii și a iritării. Tot timpul mă bați la cap cu inelul ăsta, dar niciodată nu m-ai luat la întrebări în privința celorlalte obiecte pe care le-am adus cu mine din călătorie. Așa e, numai că a trebuit să te bat la cap. Voiam adevărul, era important. Inelele magice sunt... Hei, da, magice! Și sunt rare și ciudate. Eram interesat de inelul tău ca un profesionist, ca să spun așa. Și încă mai sunt. Aș dori să știu unde este, dacă o pornești din nou haihui prin lume. De asemenea, cred că tu l-ai avut destulă vreme. Nu o să mai ai nevoie de el, Bilbo. Dacă nu cumva greșesc fără să-mi dau seama. Bilbo roșii, iar în ochii lui scăpără o străfulgerare mânioasă. Fața lui blândă se înăspri. De ce nu? Strigă el. Și la urma urmei, ce treabă ai tu să știi ce fac cu propriile mele lucruri? E al meu! Eu l-am găsit! Mi-a ieșit în cale! Da, da! Dar nu-i nevoie să te superi. Dacă mă supăr, e vina ta, spuse Bilbo. E al meu, mă auzi? Al meu, neprețuitul meu, da, neprețuitul meu. Chipul vrăjitorului rămase grav și scrutător. Și doar un licăr în ochii lui adânci îi trăda surprinderea, neliniștea chiar. I s-a mai spus așa și înainte, zise el, dar nu de către tine. Dar acum o spun eu și de ce nu, chiar dacă a zis-o și Gollum odată. Acum nu mai e al lui. Ce al meu și am să-l păstrez, așa cum am zis. Gandalf se ridică. Ești nebun dacă o faci, vorbi el aspru. O dovedești cu fiecare cuvânt pe care îl rostești. A pus mult prea multă stăpânire pe tine, dă-i drumul. Și apoi poți să pleci și tu și să fii liber. Am să fac ce-mi place și am să plec când o să am chef, se îndărădnici Bilbo. E, dragul meu hobbit. Toată viața ta lungă am fost bun prieteni și mi-ești dator cu ceva. Haide, fă așa cum ai promis, renunță la el. Ascultă, țipă Bilbo, dacă vrei tu inelul pentru tine, spune-o răspicat, dar n-ai să-l capeți. N-am să-mi dau neprețuitul, mă auzi? Mâna îi se încleștă pe mânerul micii lui spade. Ochii lui Gandalf scăpărară. Nu-mi trebuie mult ca să-mi pierd cumpătul, spuse el. Mai spun o dată ce ai spus și chiar mă înfurii. Atunci îi zălbesc pe Gandalf cel sur fără mască. Făcu un pas către hobbit și deodată păru să se înalțe amenințător. Umbra lui umplu micuța încăpere. Bilbo se trase lângă perete, respirația îi se înteți, iar mâna și-o apăsă pe buzunar. Rămaseră o vreme înfruntându-se din priviri. Aerul din încăpere părea să ardă. Ochii lui Gandalf îl pironeau pe hobbit. Încet, mâinile lui Bilbo se relaxară și el începu să tremure. Nu știu ce te-a apucat, Gandalf, spuse el. N-ai mai fost niciodată așa. Ce se petrece? E al meu, nu-i așa? Eu l-am găsit, iar Gollum m-ar fi omorât dacă nu l-aș fi păstrat. Nu-s hoț, orice ar fi spus el. Deci n-am spus că ești hoț, răspunse Gandalf. Și nici eu nu sunt. Aș vrea să ai încredere în mine, așa cum ai avut cândva. Își întoarse fața de la el și umbra dispăru. Părea să se micșoreze din nou, să redevină bătrânul cu părul cărunt, cocârjat și apăsat de griji. Bilbo își trecu mâna peste ochi. Iartă-mă, spuse el, dar m-am simțit atât de ciudat și totuși, într-un fel, ar fi o ușurare să nu mai am bătaia de cap din pricina lui. În ultima vreme a ajuns să pună stăpânire pe mine. Uneori aveam sentimentul că era ca un ochi ce mă privea și tot timpul îmi venea să-l
Petrec pe deget și să mă fac nevăzut. Nu știu dacă mă înțelegi. Sau mă întreb dacă e în siguranță și îmi vine să-l scot din buzunar ca să mă conving. Am încercat să-l încui, dar am descoperit că nu am liniște dacă nu-mi stă în buzunar. Nu știu de ce. Și parcă nu pot să mă hotărăsc. Atunci ai încredere în mine, îl îndemnă Gandalf. Te-ai hotărât deja, pleacă și lasă-l în urmă-ți. Încetează să-i mai fii stăpân. Dă-i lui Frodo și o să am eu grijă de băiat. Bilbo rămase o vreme încordat și nehotărât. Într-un târziu oftă. Bine, zise el, cu greu, așa am să fac. Dădu din numeri și schiță un zâmbet jalnic. La urma urmei, s-a fost rostul poveștii cu petrecerea zău. Să dăruiesc o mulțime de cadouri de ziua mea și astfel să-mi vină mai ușor să-l dăruiesc și pe el. Uite că nu vine mai ușor, dar ar fi păcat ca toate pregătirile mele să fi fost zadarnice, ar strica șotia. Chiar n-ar mai avea noi mă nici singurul rost pe care l-am văzut în toată povestea asta, spuse Gandalf. Prea bine, acceptă Bilbo, va fi al lui Frodo împreună cu restul. Trase adânc aer în piept. Și acum, într-adevăr, trebuie să o pornesc la drum, altfel mă va prinde careva. Mi-am luat odată rămas bun, n-aș suporta să o iau iarăși de la capăt. Apucă sacul și se îndreptă spre ușă. Inelul ți-a rămas în buzunar, îi atrase atenția vrăjitorul. Da, așa e, strigă Bilbo, și testamentul și toate celelalte documente. Mai bine ți-l dau ție și îl dai tu mai departe, așa e cel mai sigur. Nu, nu-mi da mie inelul, spuse Gandalf, pune-l pe poliță. Acolo va fi în siguranță până vine Frodo, îl aștept aici. Bilbo scoase plicul, dar tocmai când dădu să-l pună lângă orologiu, mâna îi se smuci singură în dărăt și plicul căzu pe podea. Înainte să apuce el să-l ridice, vrăjitorul îl culese de pe jos și îl așeză la locul lui. Un spasm de mânie trecu încă o dată repede peste chipul hobitului. Dar imediat fu urmat de o expresie de ușurare și Bilbo izbucni în râs. Păi cam asta e, spuse el. Acum plec. Ieșiră în hol. Din raster, Bilbo își alese bastonul favorit, apoi scoase un fluierat scurt. Trei gnomi apărură din trei încăperi diferite, unde se îndeletniciseră cu ceea ce li se ceruse să facă. E gata totul? Îi întrebă Bilbo. Ați făcut pachetele? Ați pus etichetele? Totul, răspunseră aceștia. Eh, atunci să ne urnim. Ieși pe ușa din față. Noaptea era frumoasă, cerul negru presărat de stele. Se uită în sus, adulmecă aerul. Ce grozav! Ce grozav să o iau din nou din loc? Să o apuc din nou pe drum împreună cu gnomii? Iată de ce mi-a fost dor atâta amar de ani! Cu bine! Spuse el uitându-se la casa lui veche și înclinându-se în fața ușii. Cu bine, Gandalf! Cu bine deocamdată, Bilbo! Ai grijă de tine! Ești destul de bătrân și poate și destul de înțelept. Tu să ai grijă, eu n-am nicio grijă. Nu-ți face gânduri din pricina mea. Acum sunt fericit cum n-am mai fost niciodată și asta înseamnă foarte mult. Da, a sosit clipa. În sfârșit sunt copleșit de emoție, adăugă el și, cu o voce joasă, parcă numai pentru sine, a început să cânte încetişor în beznă. Drumul duce în jos la vale, de la ușa mea începând. A grăbit, pe aceeași cale voi pleca și eu curând, până la drumul în care alte drumuri vin de oareunde. Și de acolo mai departe? Încă n-aș putea răspunde. Se opri și rămase tăcut o clipă. Apoi, fără vreun alt cuvânt, întoarse spatele luminilor și vocilor de pe pajiști și din corturi și, urmat de cei trei însoțitori ai săi pe drum, intră în grădină și o apucă la vale, pe poteca lungă în pantă. Sări gardul viu din partea de jos a grădinii, printr-un loc unde tufișurile erau mai mici, iar de acolo porni peste imașuri, pierzându-se în noapte ca o adiere de vânt prin firele ierbii. Gandalf se uită o vreme în urma lui în întuneric. Cu bine, bunul meu Bilbo, până la viitoarea noastră întâlnire, murmură el și intră înapoi în casă. Nu după multă vreme veni și Frodo și îl găsi șezând în întuneric, cufundat în gânduri. A plecat? Întrebă el. Da, răspunse Gandalf, în sfârșit a plecat. Mi-aș fi dorit, adică am sperat până în seara asta că totul va fi doar o glumă, dar în inima mea am știut că avea cu adevărat de gând să plece.
Întotdeauna glumea când era vorba de lucruri serioase. Îmi pare rău că n-am venit mai devreme ca să-l conduc. Cred că de fapt a vrut până la urmă să plece fără să-l mai vadă nimeni. Nu-ți face griji prea mari. O să-i fie bine acum. Ți-a lăsat un pachet, uite-l acolo. Frodo luă plicul de pe polița șemineului și se uită la el, dar nu-l deschise. Înăuntru ai să găsești testamentul lui și alte câteva documente, așa cred, spuse vrăjitorul. Acum ești stăpân peste fundătura și am impresia că ai să găsești și un inel de aur înăuntru. Inelul, exclamă Frodo, mi l-a lăsat mie? Mă întreb de ce? Totuși, s-ar putea să-mi folosească. Da și nu, spuse Gandalf. Eu nu l-aș folosi, dacă aș fi în locul tău. Ține-l însă ascuns și la loc sigur. Acum mă duc să mă culc. Ca stăpân peste fundătura, Frodo considera că era de datoria lui, chiar dacă era chinuitoare, să-și ia rămas bun de la oaspeți. Zvonuri despre întâmplări ciudate se răspândiseră de acum prin toate unghierele pajiștii, dar Frodo le răspundea că, fără doar și poate, totul se va lămuri a doua zi dimineață. Spre miezul nopții, trăsurile începură să vină după oaspeții importanți. Pe rând apoi, se depărtară. Pline de hobiți sătui, însă nemulțumiți. După cum fusese stabilit dinainte, grădinarii se înființară și îi transportară în tărăboanțe pe aceia care rămăseseră în urmă nesocotit de mult. Și noaptea trecu, soarele răsări, hobiții se treziră mai târziu ca de obicei. Orele dimineții treceau și ele. Sosiră îngrijitorii și începură, așa după cum li se spunea, să strângă pavilioanele și corturile și mesele și scaunele, lingurile și cuțitele și sticlele și farfuriile și lampioanele și să pună în cutii boschetele ornamentale și resturile și hârtia pocnitorilor, gențile, mănușile și batistele uitate și mâncarea nemâncată, o cantitate foarte mică. Apoi veniră și alții, fără să li se fi spus, din familiile Baggins, Boffin, Bogler și Tuck, și alți musafiri care trăiau sau locuiau în apropiere. Până la amiază, când până și cei mai bine hrăniți se întorseseră după ce plecaseră odată, la fundătura se adunase o mare mulțime, neinvitată, dar nu și neașteptată. Frodo stătea pe trepte zâmbind, însă arătând destul de obosit și de neliniștit. Le ură bun venit tuturor, dar mai mult decât le spusese cu o seară înainte, nu avea ce să le spună. Răspunsul lui la toate întrebările era următorul. Domnul Bilbo Baggins a plecat, din câte știu eu, pentru totdeauna. Pe unii dintre cei prezenți îi pofti în casă, deoarece Bilbo lăsase mesaje pentru ei. În holul de la intrare se găsea un morman compus din tot felul de pachete și pachetele și piese mici de mobilier. Pe fiecare obiect în parte era prinsă o etichetă. Etichetele sunau cam așa. Pentru Adelard Tuck. Pentru el și nimeni altul. De la Bilbo. Asta pe o umbrelă. Adelard luase cu sine multe alte pachete neetichetate. Pentru Dora Baggins, în amintirea unei lungi corespondențe cu dragoste de la Bilbo, pe un coș mare de hârtii. Dora era sora lui Drogo și cea mai bătrână rudă supraviețuitoare de sex femeiesc din neamurile lui Bilbo și ale lui Frodo. Avea 99 de ani și strânsese vrafuri de sfaturi bune timp de mai bine de o jumătate de veac. Pentru Milo Burrows, cu speranța că îi va folosi de la BB, pe un stilou de aur și o sticluță de cerneală. Milo nu răspundea la scrisori niciodată. În folosul Angelicăi, de la unchiul Bilbo, pe o oglindă convexă rotundă. Ea era o Baggins tânără, care își cerceta chipul în oglindă cu prea multă insistență. Pentru colecția lui Hugo Bracegirdle, de la un contribuabil. Pe o bibliotecă, goală. Hugo lua cu împrumut cărți cu multă osârdie și nu se ostenea să le dea înapoi. Pentru Lobelia Sackville Baggins, în dar. Pe o casetă cu linguri de argint. Bilbo era convins că ea era aceea care îi luase o parte din lingurile lui. Cât timp fusese plecat în prima lui călătorie, Lobelia știa foarte bine acest lucru. Când sosi mai târziu, înțelese imediat aluzia, dar luă lingurile. Cele de mai sus sunt doar câteva dintre multele daruri strânse. Locuința lui Bilbo ajunsese să fie tixită cu tot felul de lucruri în lunga lui viață. Cam spre asta trăgeau toate vizuinile hobiților, să devină tixite,
Și vinovat nu era decât obiceiul lor de a face atâtea daruri cu ocazia zilelor de naștere. Bineînțeles că darurile le erau întotdeauna noi. Unul sau două matomuri vechi, ale căror întrebuințări fuseseră uitate, circulaseră chiar prin tot ținutul, dar Bilbo dăruise de obicei obiecte noi, păstrându-le pe acelea pe care le primise el însuși, încât vechea lui vizuină arăta acum cea mai aerisită. Fiecare dintre cadourile de despărțire purta câte o etichetă, scrisă de Bilbo personal, iar unele dintre ele aveau un anume tâlc sau un înțeles hâtru. Dar, neîndoios, majoritatea lucrurilor erau destinate celor care le doreau sau aveau nevoie de ele. Hobiții mai săraci, în special cei din pușcă în traistă, fuseseră norocoși. Bătrânul uncheaș Gamgee s-a ales cu doi saci de cartofi, o spadă nouă, un surtuc de lână și o sticluță cu pomadă pentru încheieturile lui înțepenite. Bătrânul Rory Brandybuck, ca răsplată pentru ospitalitatea lui, primi o duzină de sticle din podgorile vechi, un vin roșu tare de la miază zi și destul de vechi, căci fusese făcut de tatăl lui Bilbo, iar Rory, după prima sticlă, îl iertă pe Bilbo aproape de tot și îl declară un tipanțâia. Din toate cele erau destule și pentru Frodo. Și bineînțeles, atât lucrurile cele mai de preț, cât și cărțile, tablourile și mai multă mobilă decât avea el trebuința au rămas în posesia sa. Dar nicăieri nu se zărea vreo urmă sau nu se pomenea ceva despre bani, ori bijuterii. Nimeni n-a primit nici măcar un bănuț sau măcar o mărgea de sticlă. După amiaza aceea a fost tare obositoare pentru Frodo. Cineva lansase zvonul că întreaga gospodărie era împărțită fiecăruia cum poftea, zvon care s-a răspândit apoi ca focul de paie, încât nu după multă vreme casa s-a umplut de o sumedenie de indivizi care n-aveau nicio treabă acolo, dar nici nu puteau fi împiedicați să intre. Etichetele au fost smulse și aruncate, astfel că în curând au izbucnit certuri. Unii dintre ei încercau să pună la cale tot felul de trocuri și afaceri în hol. Alții dădeau să se furișeze cu obiecte mărunte ce nu le erau destinate sau cu orice altceva ce nu părea dorit de nimeni sau rămăsese nesupravegheat. Drumul spre poartă se blocase din pricina roabelor sau a cărucioarelor. Familia Sackville Baggins sosi tocmai când era harababura mai mare. Frodo se retrăsese pentru o vreme, lăsându-l pe prietenul său Mary Brandybuck să supravegheze lucrurile, când Otto ceru cu glas ridicat să-l vadă pe Frodo, Mary făcu o plecăciune politicoasă. Nu se simte bine, explică el, s-a retras. Adică s-a ascuns, spuse Lobelia. Oricum, vrem să-l vedem și-l vom vedea. Așa că, du-te și spune-i. Mary îi lăsă o vreme destul de lungă în hol, timp în care ei și-au descoperit lingurile primite drept cadou de despărțire, ceea ce nu i-a făcut să se bine dispună. Apoi se văzură invitați în camera de lucru. Frodo ședea la o masă încărcată cu o sumedenie de hârtii. Avea un aer indispus și nu numai pentru că îi vedea pe cei doi Sackville Baggins. Se ridică în picioare băgându-și o mână în buzunar ca pentru a se juca sau a căuta ceva acolo. Dar musafirilor li se adresă politicos. Otto și Lobelia trecură imediat la ofensivă. Începură prin a-i oferi niște prețuri de nimic, ca între prieteni, pentru diferite obiecte valoroase și nedestinate cuiva anume. Frodo le spuse că numai lucrurile specificate de Bilbo însuși puteau fi dăruite, dar ei săriră imediat că totuși ceva nu era în regulă în toată această treabă. Un singur lucru este limpede pentru mine, zise Otto, și anume că tu ești cel mai bine. Insist să văd testamentul. Otto ar fi fost moștenitorul lui Bilbo dacă acesta nu l-ar fi adoptat pe Frodo. Citi testamentul cu atenție și puvni disprețuitor. Din nefericire, era foarte limpede și corect, după obiceiurile avocățești ale hobiților, care, printre alte lucruri, impuneau semnăturile a 7 martori, puse pe hârtie în cerneală roșie. Iarăși trași pe sfoară, îi spuse el soției sale, și după 60 de ani, linguri prostii! Pognind din degete sub nasul lui Frodo, părăsi încăperea. Dar Lobelia nu se lăsă dusă cu una cu două. Ceva mai târziu, Frodo ieși să vadă cum mai stăteau și o găsi în hol, cercetând unghierele și cotloanele și ciocănind podelele.
Mai cu sila, mai cu forța, o conduse afară din casă, după ce mai întâi o ușură de câteva piese mici, dar valoroase, care căzuseră ca din întâmplare în umbrela ei. Lobelia avea aerul că în gând clocotea o replică zdrobitoare de rămas bun, dar tot ce găsi de cuvință să spună întorcându-se spre el pe trepte fură aceste cuvinte. Hai să ajungi să-ți pară rău, tinere! De ce nu te-ai dus și tu cu el? Nu aparții acestui loc! Nu ești un Baggins! Ești un Brandy Buck! Ai auzit-o, Mary? Asta a fost o insultă! Dacă vrei să știi, spuse Frodo în timp ce închidea ușa în urma ei. Ba, a fost un compliment, fu de părere Mary Brandy Buck și astfel de sigur un neadevăr. După care, făcură turul vizuinii și izgoniră trei hobiți tineri, doi bofin și un bolgăr, care spărgeau găuri în pereții uneia din pivnițe. Frodo se încăieră chiar cu tânărul Sancho Proudfoot, nepotul bătrânului Odo Proudfoot, care se apucase să sape într-una din cămările mai mari, unde îi se păruse că auzise un ecou. Legenda aurului lui Bilbo stârnise deopotrivă curiozitatea și speranța, căci aurul legendar, obținut pe căi misterioase, dacă nu de-a dreptul dubioase, este, precum știe oricine, al celui care îl găsește, adică respectivul nu este întrerupt în căutarea sa. După ce-l dovedi pe Sancho și îl dădu afară din casă, Frodo se prăvăli pe un scaun gol. E timpul să închidem prăvălia, Mary, spuse el. Încuie ușa și nu mai deschide nimănui azi, nici chiar dacă vin cu berbecele. Apoi se duse să se învioreze cu o ceașcă de ceai rece. Nici n-apucă să se așeze bine când auzi un ciocănit discret în ușa de la intrare. Precis că e Lobelia, își spuse el. S-a gândit la ceva cu adevărat josnic și s-a întors să mi-o arunce de la obraz. Se aștepte. Își bău ceaiul mai departe. Ciocăniturile răsunară din nou, mai tare de data asta, dar Frodo nu se sinchisi nici acum. Brusc, scăfârlia vrăjitorului apăru în cadrul ferestrei. Dacă nu mă lași să intru, Frodo, am să-ți bubui în aer ușa drept în văgăună, până în partea cealaltă a dealului, îl amenință el. Dragul meu, Gandalf, stai nițel, strigă Frodo repezindu-se afară din cameră. Intră, intră, spuse el deschizând ușa. Am crezut că e Lobelia. Atunci te iert, da, am văzut-o mai adineauri, mânând un ponei înhămat la o brișcă. Se ducea spre lângă ape, cu o față ce-ar fi covășit și laptele în ugerul vacii. Aproape că m-a covășit pe mine. Zău, mi-a venit să încerc inelul lui Bilbo, îmi venea să mă fac nevăzut. Să nu faci asta, l-avertiză Gandalf așezându-se. Te rog să ai grijă cu inelul ăla, Frodo. De fapt, ăsta e unul dintre motivele care m-au făcut să vin să mai am o ultimă vorbă cu tine. Adică despre ce? Ce știi până acum? Doar ceea ce mi-a spus Bilbo. I-am auzit povestea. Cum l-a găsit, cum l-a folosit. Vorbesc de călătorie. Care poveste aș vrea să știu? Nu pe aceea pe care le-a spus-o gnomilor și a pus-o în carte, zise Frodo. Mi-a zis povestea adevărată, la scurt timp după ce am venit să locuiesc aici. Mi-a zis cum l-ai bătut la cap până ți-a povestit-o, așa că, de fapt, cel mai bine era să știu și eu. Fără secrete între noi, Frodo, mi-a zis, dar nici nu vor fi duse mai departe. Inelul e al meu oricum. Interesant, medită Gandalf. Bun, și care-i părerea ta despre toate astea? Dacă te referi la faptul că ai inventat treaba aia cu cadou, e bine, mie mi s-a părut povestea adevărată mult mai demnă de crezut și n-am înțeles de ce a fost nevoie să o întoarcă. Doar nu îi stă în fire să facă asemenea lucruri, drept care mi s-a părut cam ciudat. Și mie. Dar ciudățenii se pot ivi la cei care au asemenea comori, dacă le folosesc. Ia-l drept avertisment pentru tine că trebuie să fii foarte atent cu inelul. S-ar putea să aibă și alte puteri, în afară de aceea de a te face să dispari la comandă. Nu înțeleg, făcu Frodo nedumerit. Nici eu, mărturisi vrăjitorul. De-abia acum am început să mă gândesc la inel, mai ales de-aseară încoace. Nu trebuie să-ți faci griji, dar dacă vrei să-mi urmezi sfatul, folosește-l cât mai rar sau chiar deloc. Te implor. Măcar nu-l folosi în niciun chip care ar trezi bănuiala sau i-ar face pe alții să șușotească. Repet, păstrează-l bine și în taină. Dar ești misterios. De ce anume te temi? Nu sunt sigur. Deci asta e tot ce pot să-ți spun.
S-ar putea să-ți spun mai multe după ce mă întorc. Acum plec, prin urmare cu bine, deocamdată. Se ridică în picioare. Acum? Strigă Frodo. De ce? Credeam că ai să stai cel puțin o săptămână. Voiam să-ți cer ajutorul. Așa am vrut, dar a trebuit să mă răzgândesc. E posibil să lipsesc o vreme mai îndelungată. Dar mă voi întoarce să te văd cât de repede pot. Așteaptă-mă și voi fi aici. Am să mă strecor înapoi. N-am să mai vizitez prea des Comitatul la Lumina Zilei. Am descoperit că am devenit destul de nedorit pe aici. Am auzit că aduc numai necazuri, tulbur pacea. Sunt unii care mă acuză că l-am dus cine știe unde pe Bilbo, chiar mai rău. Dacă ții neapărat să știi, se zice că noi doi am pus la cale totul ca să-i luăm averea. Unii, exclamă Frodo, adică te referi la Otto și Lobelia, ce dezgustător! Le-aș da fundătura și tot restul dacă l-aș putea aduce pe Bilbo înapoi și aș putea pleca împreună cu el să străbatem țar. Iubesc meleagurile astea, dar nu știu cum, încep să regret că n-am plecat și eu. Tare aș vrea să știu dacă am să-l mai văd vreodată. Și eu. Și aș dori să mai știu multe alte lucruri. Și acum cu bine, ai grijă de tine. Și așteaptă-mă să apar când te aștepți mai puțin. Cu bine. Frodo-l conduse la ușă. Gandalf îi mai făcu odată semn cu mâna, după care porni la drum cu un pas surprinzător de iute. Lui Frodo însă îi se păru că bătrânul vrăjitor arăta neobișnuit de cocârjat, ca și cum ar fi dus în spate o grea povară. Seara se apropia tot mai mult, încât silueta învelită în manta pieri curând în umbrele amurgului, iar Frodo nu-l mai văzu pe vrăjitor multă vreme.